continuare a manifestărilor noastre legate de succesele editoriale, vă prezentăm reeditarea romanului pentru copii, Măgărușul, de Petre Ghelmeț. La vremea când a apărut prima ediție, Petre era chiar foarte amuzat de sintagma aceasta, Măgărușul de Petre Ghelmeț. Nu? Reieșea că Petre Ghelmeț este Măgărușul. Și îi plăcea să spună lucrul ăsta, da, eu sunt Măgărușul din povestea pe care am scris-o cu atâta dragoste pentru cei mai mici cititori. El era Măgărușul, adică el avea acele calități pe care le găsim atribuite eroului din poveste, Măgărușul. Și anume, răbdare, bunătate, dreptate, justiție, da? Dar în același timp și împotrivire atunci când situația o cerea. Prietenul, de fapt, părintele meu spiritual, Petre Ghelmeț, a fost un om cum n-a existat, sau poate n-a existat în viața mea. Un om cu totul deosebit. Era înalt, suplu, frumos, o apariție ca unui actor. Dar nu acesta era lucrul principal. Lucrul principal la el era bunătatea, căldura sufletească, dragostea față de oameni, față de copii, puterea de a ierta, de a înțelege și dorința de a fi întotdeauna de ajutor. Nu exista situație dificilă pentru ceilalți, indiferent dacă erau apropiați sau mai puțin apropiați, imediat ce afla de o necaz, de o împrejurare tristă, imediat căuta să intervină și să elimine cauza acelei tristeți. Era un om pe care nu puteai decât să îl cauți, era un om pe care nu puteai decât să îl simți aproape, era frate cu fiecare dintre noi și era părinte pentru toți copiii din jurul lui. De alminteri, voi știți la fel de bine ca și mine, a fost în conducerea revistelor pentru copii și a publicat eseuri, poezii, povestiri în care și-a arătat nu numai talentul lui extraordinar, ci și afecțiunea pe care o avea față de copii. În cartea Măgărușul descoperim... Ai vrea să spui ceva, Ștefan? Descoperim pe cineva un spirit pătrunzător care dorește să afle totul despre lume. Dar acel cineva se află și într-o altă carte, pe care voi, desigur, o cunoașteți, Mânzul de Vânt. Da? Deci, îl găsim acolo pe băiat, reprezentant al speciei umane. Câți dintre voi au citit, Mânzul de Vânt? Da? Ok. Sunt absolut convins că v-a plăcut. Dar dacă nu v-a plăcut, vă rog să-mi spuneți. Iar dacă ați vrea să spuneți câteva cuvinte despre Mânzul de Vânt, aș fi foarte bucuros să vă dau microfonul și să spuneți. Pentru că ceea ce aflăm din Mânzul de Vânt ne este folositor ca să înțelegem întâmplările din Măgărușul. Ok. Am să rog pe domnul profesor Petre Niculescu, la rândul lui prieten cu Petre Ghelmeț,
cu care a petrecut ore nesfârșite, multe, de înaltă calitate, atât în casa lui Petre Ghermez, cât și la lansările unde mergea Petre, de foarte multe ori chiar în școala unde învățați voi și acum parte numele de Petre Ghermez. Domnule profesor, aveți microfonul. Dragii mei copii, distinși invitați, trebuie să mă ridic puțin ca să mă auziți. E un moment deosebit, mai ales că este ziua voastră astăzi și încă o dată vă zic la mulți ani. Și poate că nu întâmplător apariția acestei cărți ne luminează din nou chipurile. Vorbea doamna despre Georgia, o țară cu 3 milioane de locuitori, o țară cu o populație extrem de avidă pentru cultură. Poate că semănăm cu ei din multe puncte de vedere, dar cu atât mai mult cred că cititul, apropierea de cărți este un argument să fim foarte aproape de Georgia. Este o bucurie pentru că astăzi, de ziua voastră, reapare Măgărușul. O carte despre care eu păstrez extraordinar de multe amintiri, mai ales de la prima ei prima ei apariție. Mai ales că este vorba despre imaginea copilăriei. Petre Ghermez, un scriitor, un poet cunoscut mai ales ca poet, a fost în ultima perioadă, s-a plecat foarte mult spre literatura pentru copii. În ultima sa perioadă a realizat o trilogie extrem de valoroasă, dacă vreți, cărțile noastre de literatură, care nu sunt foarte multe, extrem de valoroasă și cu atât mai mult se detașează prin universul acesta al copilăriei și prin extraordinara căldură. Am adus aici probabil că o parte din cei mai frumoși copii ai școlii Petre Ghermez. Să nu uităm că avem două lucruri extraordinare în școală, și anume biserica. Și părintele este alături de noi la toate momentele deosebite și mulțumesc că este și aici alături de noi. Și numele lui Petre Ghermez, care poartă numele Petre Ghermezului unui poet, tocmai ca modalitate de a cultiva, tocmai ca modalitate de a crește mai frumos, de a ne îmbogăți vocabularul, de a ne exprima altfel și a gândi în modul cât se poate de plăcut și de armonios. Am adus aici copii care au citit, au începuturi, pentru că domnul Vasile Poenaru știe foarte bine ce înseamnă cartea astăzi. Cine cumpără cartea? Mă uitam aici la prezența aceasta distinsă, deosebită ambasadorului și spuneți-mi câți au cumpărat această carte. Voi sunteți deocamdată copii, dar câteva sunt suficiente pentru a demonstra și a argumenta faptul că totuși ne mai îndreptăm spre carte. Eu aș, dacă nu îndrăznesc prea mult, eu v-am adus aici și cu gândul că dați de această carte și nu numai să o priviți de la distanță și că vă veți apropia și o veți citi și o veți prezenta profesorul de limba română și nu numai. Este o carte de suflet. Vreau să mulțumesc în același timp editorului, poetului Vasile Poenaru, este cel care de-a lungul vieții s-a realizat foarte multe volume de versuri, modestia dumneavoastră este caracteristică, a realizat foarte multe cursuri de limba engleză, a fost în cadrul numeroaselor publicații, etc. Deci a avut foarte cărți pentru copii și așa mai departe a scris. Deci o activitate culturală extraordinar de bogată. Și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că poartă această grea sarcină de a duce mai departe opera lui Petre Ghermez. Este, cred, singurul care poate să o facă deocamdată și are dreptul
de a alege, de a selecționa și de a valorifica acest potențial cultural românesc. Ce să vă spun, cartea este, are solemnitatea ei. Eu am adus întâmplător aici câțiva din trei minunați copii care mă încântă la fiecare oră, ca și voi de altfel, care sunteți lângă mine, prin cărțile pe care le cumpărați. Deci noi nu facem vânzare, decât prin felul în care citiți, prin felul în care vorbiți, prin felul în care faceți temele, este mândru de voi. Deci am adus acești trei ca o dovadă a faptului că probabil sunt speranța noastră. Credem că prin ei, nu-i așa, limba română își păstrează prospețimea, își păstrează farmecul, își păstrează frumusețea. Cartea, de ce este valoroasă? Deci ea nu are, nu m-am uitat foarte bine, deci probabil din motive financiare și ca să ajungă la voi la un preț cât de rezonabil, pentru că fotografia color înseamnă mult, înseamnă aproape dublu la preț, s-a renunțat la pagina de desen și atunci aveți textul simplu, atâta, al cărții. În momentul în care s-a scris această carte, Petre Ghelmes scria această carte, era făcuse în apartamentul domniei sale de pe Titulescu, singurul lucru pe care îl făcuse la viața lui, pentru că totuși poeții aveau rigoare, erau așa cum erau, și singurul lucru pe care l-a făcut de-a lungul vieții sale era casa. Era mândru pentru că în ea era o valoroasă bibliotecă din care vreo 60.000 de, vreo 6.000 de volume au ajuns la biblioteca școlii noastre, deci au fost donate ulterior. Aveți acolo cărți cu autografe și așa mai departe, deci o zestre. Deci din biblioteca lui Petre Ghelmez, o parte din cărți au ajuns și în biblioteca școlii Petre Ghelmez. Nu vă spun, își făcuse acasă în momentele în care era extrem de frig, iarna, căldura era foarte puțină, își luase un costum, o haină mai groasă și avea o cămăruță, cum era la Tudor Arghezi și uneori chiar erau, Petre Ghelmez avea un cult pentru Tudor Arghezi, era singurul, printre singurii poeți care se ducea și se ruga la mormântul sau la mormintele de la Mărțișor. Consemnat lucrul acesta, nu numai de mine, dar de distinsul muzeograf care, din nefericire, nu mai este printre noi, Aurel Ciulei, un om, iarăși, deosebit de cald. Deci, acolo s-a așezat, într-o chilie, cu ghilimelele de rigoare, și a scris aceste cărți pentru copii. A vrut să dăruiască, în ultima perioadă a existenței sale, partea lui de bucurie, partea lui de lumină, partea lui de generozitate și pentru faptul, iar spunea doamna din Georgia, n-a avut copii, nici Petre, și toată bucuria și-a revărsat-o, s-a revărsat-o în aceste cărți. Am avut momente extraordinare prin care, și cred unice, în momentul în care scria, avea obiceiul acesta plăcut de a chema câteva persoane care erau mai apropiate, stăteam o noapte întreagă și citea din manuscrisele dumnealui și ne urmărea cu foarte mare atenție să vadă, e bine, nu e bine, reacționăm, așa de fapt cum făcea și Creangă, așa cum făceau mulți alți scriitori, sau chiar Caragiale, nu care citeau și urmăreau sentimentul. Vă interup puțin, domnule profesor, asta voiam să spun, că de fapt aceste cărți dumneavoastră le-ați ascultat mai întâi și mai întâi din lectura lui Petre, ca și mine, de aminte. Și să aveți bucuria, eu v-am făcut această bucurie domniilor voastre, pentru că în momentul în care domnul distinsul meu prieten și coleg și poetul Vasile Poenaru a avut bucuria să vină și să prezintă în școală și nu numai în școală primul volum din trilogie Mânzul de Vânt și v-am făcut cadou toate desenele din primul volum din prima ediție a Mânzului de Vânt, desenele artistului plastic Constantin Baciu. Este extraordinar. I-am cunoscut pe acești doi prieteni tocmai pentru care au realizat nu numai aceste cărți, dar eu zic că aceste cărți sunt emblematice pentru literatura pentru copii.
cât la fiecare, la fiecare desen pe care l-ați fi văzut în carte, Baciu, pictorul, graficianul, realiza cel puțin 50-60 de desene, ca să-ți nu-mi place unul, nu-mi place să s-a dus la Gogoșani, acolo de unde cartea are, are izvorul, are miezul acela fundamental, are izul acela al câmpiei Dunării, plină de surprize, plină de, de când de soare, când de praf, când de lumină, când de întuneric. Este extraordinar. De ce este importantă cartea, dragii mei? Importantă este că e o lume pe care voi nu o mai cunoașteți. Așa cum uneori cream că este intraductibil, așa uneori și acest univers rural începe să dispară și poate că din când în când mai mergem la Muzeul Țăranului Român să vedem obiectele de acolo care au dispărut poate din conștiința noastră. Vedeți că uneori ne mai îndreptăm spre un costum popular și remarcăm frumusețea lui. Deci Măgărușul continuă Mânzul de Vânt. Mânzul de Vânt este un personaj imaginar cu care naratorul străbate primii pași ai copilăriei și încearcă să descifreze miracolele care sunt în jurul lui. Măgărușul este un personaj, dacă vreți, pe o altă dimensiune, mai mare ca vârstă, ca Mânzul de Vânt, care aduce cu sine prietenia, aduce cu sine frumusețea unei lumi rurale, poverile, vedeți, de aceea se numește și Măgărușul, poverile care apasă pe umerii lui și încercarea de a păstra o lume în frumusețea ei. Acesta este Măgărușul, dar și sentimentul, pornind de la Măgărușul, există următoarea carte, probabil, cu siguranță Vasile Poienaru o are în context, e vorba de Băiatul și Pădurea, prin care lumea încetul se schimbă, cum ne schimbăm și noi, cum relațiile acestea dintre oameni nu mai sunt atât de calde cum erau pe vremuri, cum pădurea începe să fie defrișată, cum zgomotul acesta infernal de la oraș începe să intre în lumea satului și totul devine o imagine apăsătoare, stresantă, aproape că rupe din liniștea de altă dată firească a satului românesc. Deci este o carte, Măgărușul, plină de căldură, o carte prin care puteți să deslușiți un univers neobișnuit, prin care puteți să fiți frumoși, să vă retrăiți și să vă regândiți la clipele frumoase ale copilăriei. Gândiți-vă că Petre Ghelmez n-a avut pe vremea lui calculator, nici ultimul tip de telefon mobil și așa mai departe. Au știut, au citit, au scris și au lucrat. E foarte important lucrul acesta, că vedeți, dincolo de mijloacele tehnice, trebuie să fie mijlocul acesta al cuvântului, al comunicării, al înțelegerii în noi înșine, a comunica prin noi înșine, a ne cunoaște lumea, a ne cunoaște copilăria și a putea să zburăm prin propriile noastre forțe. Cartea este cea prin care care definește, de fapt, structura voastră interioară și o formează. Eu am, pentru că am aici 3 copii, deci o să văd dintre voi, nu, fără să vă ameninți, care sunt cei care n-au Măgărușul și care nu pleacă de aici cu această carte. Deci nu ca o obligație o văd. Dacă nu, o puteți cumpăra și altă dată, da? Bun, am aici lângă mine pe Ștefan. Ia vino, iau pe rând, Ștefan, da? El a fost primul care a cumpărat această carte și a luat un autograf de la ambasadorul Georgiei, da? Spune copiilor tăi o imagine sau o carte sau un semn despre Petre Ghelmez. Sau ce vrei tu? Aș putea să zic despre momentul meu favorit din Măgărușul. Atunci când s-a născut și a ieșit din ambar și a început să descopere lumea. Deci, nu uitați că a citit Măgărușul, da? Deci a rămas cu imagine. Eu l-am surprins că nu se aștepta să vină la microfon, dar eu, de fapt, așa, sunt foarte spontan cu copiii și știu foarte bine să intre în subiect și să nu aibă emoții atunci când vorbesc. Dar asta înseamnă că trebuie să cunoască despre ceea ce este vorba, da? Ia vino și tu, Andrei, la mine. Așa, e clasa 5, asta e o clasă minunată, o clasă care este deschisă pentru lectură.
Să nu uităm că și Ștefan, cât și Andrei, cât și mulți dintre copii scriu poezie, proză, sunt câștigători ai concursurilor de creație literară și le mulțumesc pentru preocuparea aceasta deosebită pe care o am. Ia zi și tu, Andrei, două vorbe. Despre mânzul de vân. Despre mânzul de vân. Momentul în care mama băiatului a făcut pâinea, când i-a povestit tot parcursul care îl parcurge până se face, când merge până la moară și până se întoarce, ca să îl facă să aștepte, să se grăbească. Mulțumesc mult de tot! Văd că domnul Boienaru schimbă afișele, reclamele, da? Domnul Boienaru, vă rog, deci, păstrați sentimentul că Petre e lângă voi, că Petre este cel care a adus copilăria lângă noi. Noi cel puțin îl păstrăm prin foarte multele lansări de carte pe care le-am avut. Numai un moment, vă spun, și închei prezența aceasta și mulțumirea pentru poetul Vasile Boienaru cu ocazia lansării acestei cărți. Era conducea revista Ariel, realizată prin intermediul UNICEF-ului și a venit la noi la școală și s-a gândit, Petre, știi ce am eu de gând să fac? Am 4.000 de plicuri, 4.000 de reviste, nu mai țin minte exact cifra. Și trimit la toți copiii 4.000 de pliculețe cu 5 semințe de brad. E, dacă fiecare copil ar pune câte un brad, câte o sămânță și ar ieși un brad, ce s-ar fi întâmplat atunci? Și a făcut lucrul ăsta. Dar pliculețele le-am realizat noi cu semințele de la UNICEF și am plecat cel puțin de la ideea că prin acest lucru cartea poate să fie păstrată, pădurea poate să fie păstrată, copilăria poate să fie păstrată. Și nu uitați că fără carte suntem săraci. Fără a citi, nu telefonul, nu încă, totuși și calculatorul este bun, dar fără citit nu rezolvăm nimica. Vă mulțumesc! Mulțumim mult de tot domnului profesor, care, precum bine știți, are atâta prețuire și atâta afecțiune față de marele nostru prieten, scriitorul Petre Ghermes.